aș vrea să vă adresez o întrebare. Știți sigur că dacă ați muri azi, ați ajunge în rai? Ați putea spune, nu știu sigur dacă voi ajunge în rai. Sau poate nu v-ați gândit niciodată la asta. Dar Biblia spune că poți fi 100% sigur că vei ajunge în rai. Conform Bibliei, trebuie să înțelegi câteva lucruri pentru a fi în stare să primești mântuirea. Primul lucru este acesta. Biblia spune în Romani, capitolul 3, versetul 23, Fiindcă toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu. Biblia ne spune că păcatul este încălcarea legii. Când încălcăm legea lui Dumnezeu, înseamnă că am păcătuit. Și conform acestui verset, cu toți am păcătuit. Eu sunt un păcătos, tu ești un păcătos. Și din păcate trebuie să plătim pentru păcatele noastre. Romanii, capitolul 6, versetul 23 spune Fiindcă plata păcatului este moartea. Plata înseamnă ceea ce câștigi. Când merg la muncă, primesc bani. Asta e plata mea. Dar din cauza păcatului meu, plata mea este moartea. Ceea ce câștig este moartea. Pentru că plata păcatului este moartea. Majoritatea oamenilor, când se gândesc la moarte, se gândesc la moartea fizică. Dar Revelația, capitolul 20, versetele 14 și 15, spune: Și moartea și iadul au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este moartea a doua, și cel ce nu a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în lacul de foc. Conform Bibliei, plata păcatului nu este doar moartea fizică, ci și moartea a doua. Veți întreba, ce este moartea a doua? Aruncarea în lacul de foc, aceasta este moartea a doua. Ce am căpătat din cauza păcatului nostru este moartea, moartea fizică, și o a doua moarte, adică aruncarea în lacul de foc. Revelația, capitolul 21, versetul 8, spune: Dar fricoșii, și cei care nu cred, și scârboșii, și ucigașii, și curvarii, și vrăjitorii, și idolatrii, toți aceștia sunt răi, nu? Ucigașii, curvarii, vrăjitorii majoritatea ar fi de acord. Un criminal? Sigur va ajunge în iad. Dar observați că spune, dar fricoșii și cei care nu cred, și scârboșii, și ucigașii, și curvarii, și vrăjitorii, și idolatrii. Iar la sfârșitul listei spune asta. Și toți mincinoșii vor avea partea lor în lacul care arde cu foc și pucioasă, care este a doua moarte. Dumnezeu adaugă păcatul minciunii la sfârșitul listei ca să evidențeze o idee. Iar ideea este aceasta. Toți suntem păcătoși. Orice om a mințit la un moment dat, el vrea să spună că nu e nimeni drept, toți am păcătuit, toți merităm să ajungem în iad. Aceasta este vestea rea. Eu sunt un păcătos, tu ești un păcătos și toți suntem inițial condamnați la iad, dar scriptura este vestea bună. Roman, capitolul 6, versetul 23, spune: Fiindcă plata păcatului este moartea. Înțelegem ce înseamnă asta acum, dar a doua parte a versetului spune: dar darul lui Dumnezeu este viața eternă prin Isus Hristos, Domnul nostru. Biblia spune că Dumnezeu are un dar pentru noi, iar acel dar este viața eternă. În Efeseni capitolul 2, versetul 8 și 9, Biblia spune: fiindcă prin har sunteți salvați prin credință. Cuvântul har înseamnă să primești ceva ce nu meriți. Nu ai plătit pentru el sunteți salvați se referă la a fi salvat din iad. Pentru că eu nu vreau să ajung acolo și sunt sigur că nici voi nu vreți. Cuvântul credință înseamnă a crede. Spune fiindcă prin har sunteți salvați, prin credință. Și asta nu din voi și vă, nu are legătură cu voi. Iată de ce. Ce este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se fălească nimeni. Un dar nu este ceva pentru care muncești. Un dar este ceva care ți-a fost oferit. Cineva plătește pentru el, dar nu tu plătești pentru el. Dacă ți-aș da un dar, dar ți-aș cere bani pe el, nu ar mai fi un dar. Dacă ți-aș da un dar, dar ți-aș cere să faci ceva în schimb, nu ar mai fi un dar. Un dar nu te costă nimic. Persoana care face darul plătește. La fel e și cu darul lui Dumnezeu. Isus a trebuit să plătească pentru acel dar. Roman, capitolul 5, versetul 8 spune Dar Dumnezeu și arată dragostea față de noi, în acea că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ioan capitolul 3, versetul 16, cel mai cunoscut verset din Biblie spune Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Scriptura spune asta. Iisus Hristos a născut din fecioară, a trăit o viață fără păcat, nu a făcut niciodată nimic rău. A murit pe cruce, a fost îngropat, Biblia ne spune că sufletul lui a coborât în iad pentru trei zile și trei nopți și s-a ridicat din mormânt. Nu pentru a plăti pentru păcatele sale, că cel nu avea niciun păcat. El a murit ca să plătească pentru păcatele noastre. Și vedeți, deja s-a plătit pentru păcatele noastre. Deja s-a plătit pentru darul nostru. Trebuie să înțelegeți ceva despre acest dar. Ioan capitolul 3, versetul 16 spune Viață veșnică. Darul este viața veșnică. Veșnic înseamnă că va dura pentru totdeauna, că e fără sfârșit. Ioan, capitolul 3, versetul 15 spune Viața eternă, etern înseamnă că nu se va sfârși niciodată. Ioan, capitolul 3, versetul 36 spune Viața veșnică. Roman, capitolul 6, versetul 23 spune Viața eternă. Peste tot în Biblie dai peste acest concept. Viață veșnică, viața eternă, viața care va dura pentru totdeauna, viață care nu se va sfârși. Conform Ioan, capitolul 3, versetul 36, darul îl veți primi în momentul în care veți crede. Cel care crede în Fiul are viață veșnică. Unii oameni cred că pot primi salvarea, iar dacă fac ceva foarte rău, cum ar fi să comită adulter, crimă sau să se sinucidă, atunci Domnul le va lua salvarea. Dar dacă el o ia, asta înseamnă că nu este pentru totdeauna. Trebuie să înțelegem că salvarea nu e ceva ce noi am câștigat. Și odată ce o avem, nu e ceva ce noi păstrăm. Biblia spune în Titus, capitolul 1, versetul 2: În speranța vieții eterne pe care Dumnezeu, care nu poate minți, a promis-o înainte de începutul lumii. Speranța noastră pentru viața eternă este asta: Dumnezeu nu poate minți. Dumnezeu mi-a promis viața eternă, atunci asta voi primi. Mi-a promis o viață veșnică, atunci va dura pentru totdeauna. Poate vă întrebați, dar dacă fac ceva foarte rău? Ei bine, nu ține de noi. Nu are nimic de a face cu mine. Este un dar care va ține la nesfârșit. Iată singurul lucru pe care trebuie să-l faceți. La fel ca oricare alt dar, ai de ales dacă îl accepti sau nu. Vei întreba, cum accept darul lui Dumnezeu? Roman, capitolul 10, versetul 9 spune Că dacă, spune dacă pentru că ai de ales. El spune că, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus, Cuvântul a mărturisi înseamnă a recunoaște. Ce anume să recunoști? Să admiți că ești un păcătos, admiți că meriți să mergi în iad, dar ceri iertare. El spune că dacă vei mărturisi cu gărata pe Domnul Isus, dar e mai mult decât doar a spune cuvintele, pentru că El mai zice, și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, tu crezi că Isus a murit pe cruce, că a fost înmormântat și s-a ridicat din mormânt ca plată pentru păcatele noastre. El spune că dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, Biblia spune că vei fi salvat. Nu spune că s-ar putea să fii salvat, nu spune că speră să fii salvat. Dumnezeu spune, te voi salva dacă mărturisești cu gura și crezi în inima ta. Observați că nu spune că trebuie să mergi la biserică, nu spune că trebuie să fii botezat, nu spune că trebuie să te căiești, nu spune că trebuie să faci ceva doar să crezi și să-i ceri să te salveze. Dacă crezi asta în inima ta, dacă crezi că Isus a murit pe cruce pentru păcatele tale, a fost îngropat și s-a ridicat din mormânt, El vrea să-ți dea un dar, viața eternă. Atunci, de ce nu mărturisești cu gura ta acum cu mine? Vreau să te ajut cu o rugăciune. Dacă crezi toate astea, roagă-te cu mine acum. Isuse, știu că sunt un păcătos. Știu că merit să ajung în iad. Iartă-mă, te rog, de toate păcatele mele și dăm viața eternă. Nu mă încred în faptele mele, nu mă încred în religia mea, mă încred doar în tine. Îți mulțumesc că m-ai salvat. Amin. Dacă ai rostit rugăciunea aceasta și ai crezut în inima ta, conform Bibliei, ești acum salvat. Ai viața eternă. Felicitări!